Hoți puși pe fapte mari într-o parcare din Craiova. Într-o singură noapte, 11 proprietari de mașini au rămas fără plăcuțele de înmatriculare. Persoane necunoscute, prin demontare, au sustras plăcuțele de înmatriculare de la 11 autoturisme aflate într-o parcare din Craiovița Nouă. În cauză, polițiști efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, fiind desfășurate activități în vederea identificării și atragerii la răspundere penale a persoanelor vinovate, a declarat Cosmin Grădinaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, pentru ziarul de Craiova.ro. În aceeași parcare a avut loc în aceeași noapte și un alt furt. Pe imaginile făcute publice pe internet se observă cum un șofer coboară de la volanul propriei mașini și apoi smulge de la o mașină aflată în parcare un ștergător, după care pleacă mai departe. Oamenii legii speră să-i prindă pe hoți înainte să folosească plăcuțele de înmatriculare sustrase la comiterea altor infracțiuni.